A furat bani și și-a cumpărat mâncare. Este vorba despre un bărbat din satul prahovean Magula. Totul a ieșit la iveală după ce polițiștii au fost alertați de păgubit. Acesta din urmă este frizer și a reclamat oamenilor legii că a avut la el acasă mai mulți clienți, după care a observat că îi lipsesc 200 de lei. Din primele cercetări efectuate în cauză a rezultat faptul că persoana bănuită de comiterea faptei este un bărbat din localitate. După comiterea faptei, se pare că acesta s-a dus la cumpărături, reușind să cheltuiască o parte din bani. Tocmai de aceea polițiștii ne atrag atenția să fim atenți pe cine primim în locuințe. Primul și în primul rând să aibă mare grijă la ce persoane permit accesul în locuință, fie că sunt mai mult sau mai puțin cunoscuți, bunurile de valoare și valorile monetare trebuie să fie păstrate în locuri sigure și în niciun caz să divulgăm locurile unde sunt păstrate acestea. Cu atât mai mult cu cât vorbim de persoane necunoscute care, după cum bine știți, se folosesc în ultima perioadă de fel și fel de povești pentru a li se permite accesul în locuință, creând ulterior diverse situații, diversiuni. Se folosesc diverse pretexte pentru a rupe o foarte scurtă perioadă de timp contactul cu proprietarul. Una peste alta, hoțul s-a dat de gol singur. După ce a furat cei 200 de lei, s-a dus la cumpărături la un magazin alimentar. Cum era cunoscut ca fiind cu venituri mici, imediat a atras atenția. În fața anchetatorilor, bărbatul și-a recunoscut fapta. Acesta este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt, însă se pare că s-a angajat că urmează să restituie prejudiciul cauzat. Iar în acest caz, conform codului penal, dacă părțile se împacă, este înlăturată răspunderea penală.